casa inteira pra dar Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață de Yeah.
mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Mateiaș, Florin și Marcela, care a fost luatul pentru mântuirea lor, pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, pentru ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie bine prin înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie păziți în viață și petrecere fără prea, cel ce-ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și arătat pe ei moșenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robitei aceștia, Mateiaș, Florin și Marcela, povățuindu-i spre tot lucrul bun că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lovădește robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Marcela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Marcela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Marcela, cu robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logotește roaba lui Dumnezeu, Marcela, cu robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Marcela, cu robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și acum nașul, luați de mâna dreaptă, mutați mâna stâncă, nașul la fel. Luați de righeta mâna dreaptă, mutați mâna stâncă. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună în robul tău, Mateiaș Florin, și spre roaba ta, Marcela, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr, că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul ta mare. Prin inel, Părintele nostru cel ceresc, s-a îndurat spre Fiul cel risipitor când a... Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fericită ești, bine-ți va fi femeia ta, că o vie roditoare în laturile casei tale. Fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Mateiaș, Florin și Marcela, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor viață cumpătată, naștere de prunci buni spre folos, pentru ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnului să ne rugăm. Doamne, ca să fii izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binevita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecilor. Domnului să le rugăm, Dumnezeule cel preacurat și ziditorule a toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat și ai zis, crește și vă înmulțiți, stăpâniți pământul și pe amul. Și dă robilor tăi acestora, Mateiaș, Florin și Marcela, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea uneia către altul într-o legătură păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevește și tramărinii. Împrednicește și aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului, umple casele lor de bunătăți, de grâu, de vin, de un de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și celor ce sunt din prână cu dânsi și toate cerurile cele către mântuire. Binecuvintează pe dânsi și Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe toți patriarhi și pe toți sfinții bineplăcuți ție, și păzește pe dânsi și Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în curabie și pe toți sfinții tăi. Adu-ți aminte de dânsi și Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem, de Ilie și de toți sfinții tăi. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinților care i-au născut și i-au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru și de robii tăi nașilor, Cristian, Marian și Marinela. Denuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine, adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul tău, Mateiaș Florin, și de roaba ta, Marcela, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și totală. Dobândire de prunci buni, că a ta este împărăția și a ta este stăpânirea și puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, secunul robului Dumnezeu, Mateiaș Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Marcela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Marcela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secunul robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, cu roaba lui Dumnezeu, Marcela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secunul roaba lui Dumnezeu, Marcela, cu robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secunul roaba lui Dumnezeu, Marcela, cu robul lui Dumnezeu, Mateiaș Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secunul roaba lui Dumnezeu, Marcela, cu robul lui Dumnezeu,
Mulțumim totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu și Tatălui, că puneți vă unuia pentru cei ca noi, femeile să se supună bărbaților ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeie, Hristos este ca bisericii. Propulsăm oricărui Mântuitor este cum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor înfrăpate. Bărbaților, iubiți femeile voastre, după cum Hristos a iubit biserica s-a dat pe tine pentru ea, ca să se fiască curățându-o cu voia pe din cuvânt și ca să împărțișe de ție și biserică slăbită neavând față sau întinăciune, ori altceva de felul acesta. Și ca să fie sfântă și fără de prihană, așadar, bărbații, se va fie cititorule! Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Sfânta Evanghelie de la Ioan citire! Sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie. Încă n-a venit ceasul meu, mama s-a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel plicat. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu una tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște comun pe care l-a dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează cu binecuvântarea duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuire, voi lua
Mâna stângă. Dreapta. Așa. Cu picatul aplicat, aș pune mâna dreapta de genunchi. Da. Mărit să fii mire ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Amin. Să rătați între Evanghelie, sunt atunci. Ieriți în cerpeți. Fiți în atunci. Vă mai închinați urmărea. Mâna stângă peste Sfânta Cruce, stângă asta. Treaptă peste Sfânta. Capul cu sine plecat, n-așa țineți mâna mea. Cealaltă treaptă. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Amin. Și mergem la locul dumneavoastră. Doamne. Să rămână mulțumim, părinte. Mai durează puțin, treceți întâi la locul noastră. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea lui Dumnezeu și a Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii voastre neîntreruptă până la mormânt, curată, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul. Urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat. Binecuvintează pe robii tăi aceștia, Mateiaș Florin și Marcela, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor. Primește cu numele lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană, și ne-a supriți în vecii vecilor. Pace tuturor! La fetele noastre, Domnului, să le plecăm! Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Dar mai mult de atât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă, minunată, pentru cei doi tineri, pentru Mateiaș și Marcela, care prin purtarea lui de grijă au venit astăzi în Sfânta Biserică să primească harul și binecuvântarea sa prin Sfânta Taina a Cununiei, fiind însoțiți de cei doi tineri, de Cristian și Marinela, nașii lor care de astăzi înainte sunt părinții lor spirituali. Și vreau doar să vă rețin câteva momente, știu că sunteți obosiți, dar e bine de știu că nunta nu este un obicei sau o tradiție. Nunta este o sfântă taină. Și ați văzut că este obiceiul să intrați separați în biserică. Nașul și cu miresica, ginerică și cu nașa. Adică până la taina nunții erați separați. Dar când veți ieși din biserică, ieșiți împreună, nu mai ieșiți separați. Și ați văzut că ați zis și la rugăciune și Dumnezeu a zis că va lăsa omul
pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Deci atât acum nu mai sunteți doi, ci unul singur. Adică orice decizie veți lua de astăzi înainte, trebuie să o luați împreună. Într-o familie cea mai importantă este discuția. Conversația între cei doi. Dacă există neînțelegeri, nu alergați nici tu la părinții tăi sau frații tăi sau la prietenii tăi și nici miresica la ei săi. Ci alergați la nașii voștri. Pentru că omenește este într-adevăr fiecare să țină cu puiul său. Dar nașii țin cu amândoi. Și ori de câte ori aveți vreun sfat. Prin exemplu de urmat, alergați la nași. Dacă eu știu naș, nu vă pot da răspunsul pe loc și noi ca preoți vă suntem alături, prieteni și părinții voștri duhovnicești și nouă puteți veni să ne cereți un sfat. Dar să nu uitați totodată de părinții voștri care v-au născut și și cred că din dragoste față de voi, dragoste frățească, prietenească, au venit să vă fie alături în acest moment unii din viața voastră. Eu așa mă rog să fie unii pentru fiecare. Pentru că așa este frumos. Și viața, să știți că, într-adevăr, nu este roză. Întotdeauna avem și momente mai bune și momente mai puțin bune. Dar să nu uitați niciodată că Dumnezeu vă este alături și când aveți așa, eu zic, o supărare, luați. Vă doresc la mulți ani, să fiți sănătoși. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Hai să vă